Ми пропонуємо середині по дискусії, на дискусії ще і попасть у фірім посвітати якому посілю в Шербініра, Шерінарі. Щось грає реалітеті з цей спуну репертуар на пріоритеті для ще суб'єкту, яка для опості ідентифікати. Речі на місто світу до радим чинчі теми. Poate să ne expuneți de ce aceste cinci teme le-ați considerat cele mai de oportunități și repetate în raport. Haide, aceasta nu este o listă exhaustivă. Pe parcurs poate mai identificăm și alte probleme, cum am zis, nu se regăsește aici undeva crimele motivate de ură și cred că totul ar fi important, dar fiind faptul că noi ne-am oprit la persoanele cu dizabilități și aici se începe la noi tot problema persoanelor cu dizabilități, noi am considerat important să fie inclus anume cu dreptul la vot, dat fiind faptul că a fost proiectul adoptat în a doua lectură, dar nu a fost promulgat și totuși să facem o recomandare să fie dus până la capăt. Și din perspectiva asta, Consiliul tot a examinat din prerogativa care este cu examinarea legislației articolul din codul electoral, de ce am inclus și dreptul la vot. Noi am făcut și sesizare și la Parlament, mă rog, ca să susținem acest proiect când era proiect de lege. Dar e vorba de persoane cu dizabilități vizuale? Nu, da, chiar și tare. Dar care e? Asta era. Ce e lipsă de capacitate? Aha, că nu au drept să voteze. Exact. Și a fost adoptat chiar la două lecturi. Nu a fost promulgat de președinte proiectul, da. Da, ulterior referitor la capacitatea juridică, de asemenea, care este o problemă abordată, care de asemenea tot este un proiect de lege, acum era la consultări publice a Ministerului Justiției, dar care noi tot am expus un aviz că nu prea a fost luat în considerație de standardele unui acest proiect de lege. Și azi zice, toți facem recomandare. Și accesibilitatea în transport, n-am indicat aici clădiri și informații, adică care mai stringent, că avem un șir de îndeosebi accesibilitatea în clădiri sau, să zicem, de interes public sau chiar autorităților publice îndeosebi, avem un șir de cauze în care am constatat discriminarea Consiliului, de ce și am considerat că este foarte importantă acest proiect, mai ales că am mai dat și câteva avize la codul urbanismului și constructivul. Și de ce considerăm că este important? Cred că după discuția noastră o să includem și tot la acest proiect cu dizabilități și ceea ce s-a discutat cu asistent personal și care încă o cauză, și anul acesta mai avem neclângere care tot pe această problemă. Asta ar fi, să zicem așa, privind persoanele cu dizabilități. Nu știu dacă mai sunt careva propune. Știu că Coaliția de Discriminare a avut și s-au elaborat un proiect de modificare a cadrului legal, tot referitor la accesibilitate. Da. Eu mă întrebare, cu accesibilitatea în transport, ce propuneți dumneavoastră? Ce recomandare? Am uiesc proiect asigurarea, într-un fel, cadrul este legal, să zicem că este bun, dar... Dar anume depunerea eforturilor statului ca să fie asigurată accesibilitatea și obținut în transportul public. Aici ar fi asigurarea implementării prevederilor legale. Toate prevederile legale, și aici ne referim la legea 60, care include și accesibilitatea și toate celelalte standarde, care ele, dar problema noastră este că nu sunt mecanisme de implementare a legii. Referitor, încă cred că o spunem accentul, fiindcă acum avem adică un proces deja de examinare a unei cauze în care a fost abordată anume accesibilitatea serviciilor de taxe din perspectiva persoanelor cu dizabilități și o să avem careva recomandări, de ce? Care o să fie de asemenea integrat la cartilul dat. Nu știu, poate... Aici trebuie făcut un regulament, de fapt nu ar fi regulament, dar o bază legală prin care se asigure standarde de stat în domeniul accesibilității transportului public. Ele au fost aprobate într-un plan de acțiune pentru asigurarea
Parcă chiar în strategia privind incluziunea socială pe persoană cu dizabilități a fost menționat că să fie aprobate aceste standarde în domeniul construcțiilor, transportului, da. În domeniul construcției, strategie din 2010, am înțeles. În domeniul construcțiilor este, în domeniul transporturilor ar trebui să fie aprobate, de fapt, și elaborate încă. Și deja aici este mai mult. Poate deja contractarea de către autorități a serviciilor de transport public să fie condiționată prin faptul că să fie asigurat accesibilitatea la aceste persoane cu dizabilități. Pentru că noi acum avem linii. Unele rute din Chișinău cu trolebuză sunt, dar autobuză niciunul, dar sunt contractate. La noi transport public nu e adaptat așa pentru persoanele care nu se zavantajează. Sănătoase. Păi asta și idee. Noi contractăm. Fiecare care fumează, dar fiecare ascultă muzică, pare. La serviciile taxe este prevăzut în lege că trebuie orice operator de agent trebuie să aibă cel puțin un transport adaptat. Un transport adaptat pentru. Dar asta e și problema că nu se implementează și cine verifică, nimeni nu verifică și iarăși trebuie de văzut unde trebuie de făcut modificări. Centrul este de utilare a transportului. Nu, spuneți că noi am verificat și că sunt 20 de companii, 22 de companii care au dreptul să facă aceste lucruri. Trebuie să adreseze operatorii de taxi, că așa, dacă și autoritățile publice, răspunsul ar veni de la Ministerul Transporturilor și de la Direcția de Transport a Primăriei, spune că aceasta este costisitor. Da. Pentru operatorii de taxe, atunci cine sunt avocații? Ei au fost angajați în calitate de avocați ai companiilor de taxe sau ce? Asta așa autorității, da? Da, autoritățile publice așa și-au spus că ăsta este costisitor. Autoritățile care dau autorizații trebuie să fie responsabilizate. Democrația costă. Asta era și ideea mea, că în calitate, având în vedere că cadrul legal cât de cât este instituit, trebuie ca însăși prestarea serviciilor să fie condiționată de faptul că au sau nu au unități de transport adaptate, spre exemplu. Sau când vorbim despre accesibilitatea construcțiilor, da, noi avem standarde pentru construcțiile care se construiesc, dar noi avem prestatori de servicii care lucrează în construcții deja construite și nu sunt adaptate. Și atunci unica pârghie este ca să obligăm, să condiționăm eliberarea autorizațiilor de funcționari prin faptul că unitățile astea de prestări servicii să fie adaptate, adică rezonabile. Primăria sau organele care preturile, care eliberează autorizații de funcționari, să elibereze autorizația doar dacă unitatea de prestări servicii este adaptată rezonabil. Și doar în cazul ăsta putem să pretindem că o să fie cât de cât eficient. Emiterea, eliberarea licențelor de activitate pentru companiile de taxe. Dacă este prevedere legală care spune că ei trebuie să aibă două unități sau una acolo, adaptate, atunci trebuie să fie condiționat expres în lege, să fie scris că dăm licența doar dacă să aveți 3 sau 4 sau 5 sau câte acolo mașini pentru persoanele. Și asta ar putea să fie o recomandare destul de specifică și spune statului cum se facă ca să fie efectiv. Legea este. Legea, dar în legea cu privire la licență este prevăzută cerința aceasta. Acum să zic că noi am cercetat problema. Da. Nu trebuie a fac primite la condiții de licențiere. Când iau la condițiile de licențiere, le selectează camera de licențiere, ieșim din legislația care reglementează domeniul dat. Respectiv, legislația care reglementează domeniul dat e codul transportului rutier, de exemplu. Ei s-au uitat pe codul transportului rutier și au ales condițiile, zicem, lor. Dar legea expres prevede ce înseamnă condiții de licențiere, condițiile care sunt prevăzute în lege, așa și indicat, legile care te reglementează domeniul. Dar dacă deschizi, de exemplu, la taxi, care poți să mă expun expres, condițiile lor se vede, da, codul transportului rutier, dar ultima condiție au văzut hotărârea de guvern, o hotărâre de guvern unde este legat cu ebrietatea și ca să testeze, că sunt obligați să testeze șoferii în fiecare zi la stare de ebrietate. Și au inclus condiția aceasta. Și nu-i prevăzută de legea de hotărâre de guvern. Dar în legea 60 nimeni nu vede că putea
respectiv să fie tot pus condiția de și nu trebuie nicio modificare, să așteptăm Parlamentul, Guvernul și alții. Că nu e GD. Legea este prevăzută. Trebuie preluată. Preluată din condiții de cadrul licenției, dar nu de lăsată pe altă. Și la elaborarea codului legea era vigoare, da? Nu s-o impus. Da. Dacă spate eu să mai expun, am o citire de construcții. Ar trebui, deci colegul a spus că s-au făcut anumite deja modificări în legislație, în cadrul legal, să fie început de la SNIP-uri, care ele, proiectanții se bazează pe ele și fac proiectele. Și atunci când este făcut un proiect pentru un obiectiv, ca să fie numai decât inclus condițiile și atunci la verificare, să începem de la inspecția de stat în construcții, când se duce la direcția de verificare și expertizare a proiectelor, atunci să nu fie avizat decât dacă sunt toate condițiile în acest proiect. După asta, ulterior, clar că în baza proiectului dat, arhitectul eliberează autorizația și el deja, dacă vede că este avizat de inspecția, direcția de verificare, atunci el poate să elibereze autorizația, că el nu are dreptul să nu elibereze și să începeți cu inspecția de stat în construcții, că ei sunt cei inițiali care trebuie să treacă atenție, da. Și la hotărârea de guvern cu privire la recepția construcțiilor, trebuie numai decât depus când se duce comisia la fața locului și da în exploatare obiectivul, ca să fie deja în natură aceste condiții efectuate, realizate. De fapt, aici mai apare și momentul în care apare instituția verificatorilor de proiect, care sunt o instituție pe lângă Ministerul Construcțiilor, da, care au obligația să verifice cât de corect sunt documente acele proiecte de construcții de către proiectanți și cum au fost aprobat de către primării. Inspecție. Nu inspecția, până la inspecție. Inspecția apare... Sau la final. Direcția de verificare și expertizare, da, din care Ministerul. Și ei trebuie să pună această condiționare, remit înapoi la proiectant pentru corectarea proiectelor și ajustarea la codul practic în construcții care au fost aprobat de Minister în 2014. Dar cu părere de rău, nici până în prezent, o mare parte din chiar și acești verificatori nu cunosc de codul ăsta nou. Părere de rău, ei până de mult nici nu au fost atestați și era monopolizat serviciul ăsta, dar ar fi bine de responsabilizat. Ca ei să fie mai serioși în domeniul așa ce ține de acces la persoane. Poate ar fi necesar un organ de monitorizare care ar vedea cum se implementează ori nu se implementează și care ar pedepsi. Dar vedeți că totul iată să începe de ei și aici ar trebui mult atenție să fie lăsată, ca să nu le dai voie și un proiect, dacă nu corespunde și nu are aceste condiții pentru acces pentru persoane cu dizabilități, să nu meargă în continuare mai departe, acolo se stupează. Bine, poate merg mai departe din motive, poate există corupție și așa mai departe, dar dacă nu este un organ care ar urmări cum se implementează, sunt și așa sunt o groază de controlări, controlări, controlări. Inspecția este stabilită. Da, nu, dacă procedura principiului este stabilită, dacă ar fi efectiv inspecția de stat în construcție, ANUA sau certificațiile astea care sunt eliberate, proiectantul, toți cum spuneți că e specialiști în domeniul construcției, verificatorul și așa mai, expertul și așa mai departe, acolo procedura e simplă, ca sancțiuni, suspendarea sau retragerea certificatului dat și nu poate să activeze, nu are respectiv din ce trăie. Și atunci, cred că s-ar implementa foarte rapid toate normativele. S-ar implementa, dacă nu-i trece proiectul, credeți-mă că el lucrează foarte mult, mulți întregi și luni asupra proiectului și ca să înceapă să schimbi toată planificarea, el mai bine face deodată. Ok, și cum ar fi nicio recomandare în sensul ăsta? Noi problema am înțeles. Eu propun, adică ideea mea este că noi oricum în aceste 5 pagini care suntem limitați și avem așa de multe domenii, noi oricum nu o să putem atât de detaliat să descriem problema în detalii. Ideea este că și iarăși nu o să vină recomandarea din partea unui stat în atât de detaliat să ne spună nou că uitați-vă, mergeți la inspecția de stat în construcții și faceți... Ideea este că ar fi, cel puțin așa o vedem noi, ca să vină recomandarea statului să se asigure sau să elaboreze mecanismele de implementare a legii numărul 60. Inclusiv în domeniul accesibilității, în domeniul
și aici accesibilitatea, articolul 20 include și transportul public și etc. Adică noi așa o vedem. Nu știu cum ați putea o altă sugestie ar veni din partea dumneavoastră, cum am putea să formulăm. Pentru că problema până la urmă e în existența mecanismelor efective de implementare a legii astea 120 pe toate dimensiunile. Și în angajarea în câmpul muncii. Da. Atunci o recomandare ar trebui să suni crearea mecanismului de implementare a legii cu privire la asigurarea accesibilității de oameni bașcați, că nu poate într-adevăr să vină. Să nu crearea, dar asigurarea mecanismelor eficiente. Da. Nu doar să te creezi, dar să creezi eficient. Da, mai este și alt volum. E vorba de discriminare persoanelor cu disabilități în zonare. Deci, surdomuții, nevăzătorii, surdomuții bunoară pentru ca să meargă la medic, să meargă la, nu știu, la notar, să meargă oriunde, dar de voi de un interpret în limbaj bine procesual. În prezent avem doar 8 specialiști licențiați în translatori în limbajul ăsta la aproximativ 4.000-5.000 de persoane cu disabilități verbale. Dați seama, deci pentru ca să meargă persoana asta să însoțească la medic bună oară, ea trebuie să ia 2-3 ore, să meargă acasă, să-l ia, pentru că persoana asta e total neajutorată. Nu se poate descurca de sine stăritor. Din păcate, există mecanismul ăsta, există un regulament în baza, elaborat în baza legii numărul 60, care îți prevede cum funcționează. Serviciile care le acordă, elaborat din Ministerul Muncii, cred că... Da, acest regulament nu este perfect, pentru că pentru acești translatori este prevăzută o limită de ore. Deci este prevăzut numai timpul efectiv că el e la medic. O oră sau 30 de minute sau 20 de minute, cum omul nu mai stă la medic tot de două ori. Când el, practic, trebuie să piardă câteodată o zi întreagă, pentru că el nu numai e Chișinău, ajută oamenii ăștia să deplasează și la Drochia și la Vulcănești. Deci el pierde o zi întreagă, dar este remunerat doar pentru 20 de minute cât a stat la medic. Cât o stat efectiv, da. Și acum gândiți-vă, aceeași persoană care are nevoie să meargă la medic dacă e o problemă serioasă de sănătate, el trebuie să meargă nu o zi și nu, el are non-stop nevoie să meargă la medic. Aceeași problemă apare când e vorba de prestarea serviciilor juridice. Să mergi la notar, la jurist, la consultant, să cel lucru. Regulamentul nici nu prevede prestarea serviciilor juridice, după cât eu știu, nu este prevăzută, este o scăpare din... Poate și dumneavoastră cumva menționați asta și noi menționăm, pentru ca să atragem atenție, există o problemă, o recomandare, fi perfecționat de regulamentul elaborat în bază, pentru ca să nu se admită discriminare persoanelor. Și în afară de aceasta mai este și altă problemă, nu este un limbaj oficial la nivel de stat stabilit mimico-gestual, adică statul încă nu s-a, din câte noi am fost informați de către specialiști, statul încă nu s-a stabilit, determinat care e limbajul oficial, mimico-gestual, pentru că este limbajul care vine din limba rusă. Nu există o problemă cu Ministerul Educației, urmează să stabilească cu organizațiile astea din domeniu, să vadă, să ajungă la un consens și după aceea să fie pregătirea la limbajul mimico-gestual și după aceea poate să elaboreze niște manuale, niște să fie instruite persoanele astea, să fie pregătiți alți translatori. Deci există probleme care vizează numai pe persoane cu disabilități locomotorii, dar sunt și alte categorii de persoane cu disabilități. Eu mă gândeam, de fapt, și la persoane cu disabilități de vedere, pentru că exact. Dacă ei încă au acces la educație, la școlile astea specializate, din păcate, nu există biblioteci cu cărți în braille, da, pentru la universități. Și accesul la educația superioară practică e zero pentru persoanele astea, pentru că n-au de unde să...